Protestele față de filmul în care este jignit profetul Mahomed se intensifică. Ieri în Pakistan un marș de protest a degenerat în ciocniri cu forțele de ordine, în urma cărora cel puțin 2 oameni au murit și câteva zeci au fost răniți. Iar numărul victimelor ar putea crește astăzi. Liderul grupării radicale șiite Hezbollah i-a îndemnat pe musulmanii din toată lumea să iasă în stradă. Poliția pakistaneză a intervenit în forță după ce câteva sute de manifestanți au doborât o barieră care proteja consulatul american din Karachi. Forțele de ordine au tras focuri de avertisment pentru a împrăștia pe demonstranții furioși care aruncau cu pietre și cărămizi. Demonstrații de mai mică amploare au avut loc în alte orașe din Pakistan, unde s-au incendiat drapele americane și s-a cerut boicotarea produselor din Statele Unite. Steagul american a fost ars și în Turcia, iar la Londra aproape 1000 de musulmani au scandat în fața ambasadei Statelor Unite. Muslims are expected just to accept this insult. We say no. You cannot expect to insult deeply held beliefs and not expect a response. Acțiunile de protest ar putea lua amploare astăzi dacă musulmanii vor urma chemarea liderului mișcării Hezbollah. Acesta i-a îndemnat să strige mânia în fața întregii lumi. An hadha al-film al-musi' li yakunu 'ibra li kull man yumkin an yufakkir bil-i'tida' 'ala nebiyina wa Qur'anina. Revoltele au început marți, când ambasadorul american în Libia și 3 colegi ai săi au fost uciși. De atunci, cel puțin 11 demonstranți și-au pierdut viața în diferite țări arabe. Autoritățile libiene consideră că atacul de la Benghazi a fost plănuit dinainte de militanți islamiști străini. Un demnitar din Libia a anunțat că ar fi fost arestați deja 50 de suspecți, dar ministrul de interne l-a contrazis. Potrivit acestuia, doar 4 indivizi au fost reținuți, dar alte câteva zeci sunt anchetați.